Altfel încep diminețile așa. Sore, hai cu noi pe canapea. S-a cântat live, Alice este la vioară, Alex este la pian, Andreea backing vocals și Cristi la cajon. Mulțumim tare mult, copii. Hai să-mi iau și un microfon imediat, dați-mi, vă rog frumos. Bună dimineața, măi. Bună dimineața, vecine. Așa romantic de dimineață, mă. Da, și mie mi se pare prea devreme, sincer. Prea devreme, da. Băi, ce să faci? Artistul complet face și chestiile astea. Încercăm. Nu pot să nu remarc cât de mult ai evoluat profesional de când ne cunoaștem. Serios? Dar, da, nu. Adică ești sincer, nu? Am altceva. Mulțumesc mult. Altceva. Chiar ne știm de mult. Chiar ne știm. Eram mică și tu erai tânăr. Mulțumesc pentru complimente. Băi, magnet de frigider, pe bune? Da, da, magnet de frigider. Știu că poate titlul sună un pic amuzant, dar până la urmă e vorba de o metaforă. Că dacă mergi undeva, oriunde ai pleca în vacanță, te întorci cu un magnet, da, să-l pui pe frigider și este simbolistic. Vorba despre amintiri. Da, lucruri ce ți-aduce aminte de locurile pe care le-ai văzut, de exact, oamenii pe care le-ai întâlnit, de emoțiile pe care le-ai trăit atunci. Sună foarte bine, sună... Mulțumim. Ești într-o pasă, nu vreau să te întreb mai multe, dar ești într-o... Sunt bine. După piesa cu Pere Gratis acum asta, adică pe une? Da, îmi plac foarte mult piesele cu mesaj profund și din păcate nu prea poți să faci piese foarte vesele care să aibă un mesaj profund. Dar asta nu înseamnă că voi cânta mereu melodii despre dragoste profundă, așa că în vară o să vin cu ceva dinamic, să dansăm, să ne rupem capul. Promiți? Promit, da. Te rog frumos. Promit. În videoclip, pentru că ai și un videoclip, nu l-am arătat, l-arătăm acum în versiunea asta, pentru că am vrut să se cânte live. Sunt doi actori care sunt și parteneri de platou într-un film ce se lansează la Berlin. Da, măi, la Berlin. Super interesant și pe care îl așteptăm noi cu toții, nu-i așa? Zine două cuvinte despre ei, despre film, despre cum a fost să lucrez cu Tudor Giurgiu. Cei doi actori din videoclip, Andreea Vasile și Emilian Oprea, sunt într-adevăr protagoniștii filmului De ce eu, în care joc și eu. Și da, are premiera mondială la Berlin în februarie, iar în România pe 27 februarie. Nu știu, e primul meu lungmetraj. Rolul meu este secundar, dar este așa o mare onoare să fac parte dintr-un astfel de proiect. E regia lui Tudor Giurgiu, adică este un debut cu dreptul, zic eu. Îți place Tudor așa ca regizor? Ai văzut ce stil are așa, să nu cumva să supere vântul, să exact, nu cumva să supere frunzele. Asta mi s-a părut și mie senzațional, că e un om cu experiență, care e plin de înțelepciune și cu toate astea nu simți când îți vorbește, cum că este așa o mare diferență între voi, pentru că știe să se adreseze fiecărui om exact cum trebuie ca să-l înțeleagă. Da, corect, corect. Abia aștept să văd filmul, mai ales că este un subiect destul de sensibil, care, iată, e din ce în ce mai aplaudat afară. Dacă la festivalul de film de la Berlin se lansează, vă dați seama ce producție au reușit ai noștri. Altfel ești bine sănătoasă, nu? La început de an, văd că n-ai vacanță, de obicei sunt plecați artiștii până prin februarie. Mi-aș fi dorit mult de tot, niciodată n-am avut vacanță în ianuarie, nu știu cum se simte. Dar o să vină și rândul meu. Până atunci îmi doresc foarte mult să fac mai multe lucruri. În 2015 cânt cu band. E prima apariție televizată cu bandul, așa că mulțumesc. Da, noi mulțumim. E mai bine așa, nu e energia mai este interesantă. Energie, exact asta este. Este vorba despre energie și simți tu ca și artist că într-adevăr controlezi ceea ce faci și simți că te exprimi cum trebuie. Dacă vrei poți să oprești totul, să vorbești cu publicul și pe mărei de unde te-ai oprit. Corect. Facebook, canal de YouTube, zi-mi repede tot, laudă-te. Facebook, Sora Oficial, iar pe YouTube Media Pro Music, Hahaha Production, găsiți acolo. Și dați share la magnet de frigider dacă vă place. Da, sau luați-vă magnetul vostru de frigider, nu mai stați după... Cum așteptăm noi să vină invitați în emisiune cu câte un magnet, să-l punem pe frigiderul lui Vlăduț. Rămâne alături de noi că trezim un telespectator în dimineața asta. Avem un program interesant care se cheamă Neața te deșteaptă. Adică vrem să-i trimitem la muncă și noi suntem idioți, dar ca idee, așa. Ok. Hai să vedem. Aș vrea să fac un program din ăsta, să-i trezești și după aceea să-i culc la loc pe telespectatorii de Neața. Dar mă rog, o să mă gândesc la lucrul. Păi tu trezești, eu-i culc cântând melodia. Era să zic o porcărie, acum lasă-o așa cum a căzut. Bine, bine.